Primarii ar putea avea salarii mai mari, cel puțin așa promite premierul Vladimir Filat, șeful executivului. Nu a precizat cu cât vor fi majorate salariile, însă a anunțat că a cerut ministerelor de profil să identifice surse în acest scop. Urmează să oferim, dacă doriți, resursele necesare prin intermediul salarizării celor care administrează treburile publice în comunitățile din Republica Moldova. Vladimir Filat a mai adăugat că a cerut Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei să vină cu un calcul privind majorarea salariilor și cu soluții pentru identificarea surselor financiare. Salariul unui primar este de 2.900 de lei. Mediu așa să luăm la nivel de localități. Niciodată n-am fost în situația în care să spun că cineva în Republica Moldova are salarii mari. Dar dacă este să ne uităm comparativ, este cel mai mic salariu în administrație. Odată ce premierul a cerut să fie majorate salariile pentru reprezentanții administrației locale, demnitarii de stat vor mai avea de așteptat. Menționăm că în 2012, la insistența Fondului Monetar Internațional, guvernul a decis să amâne majorarea salariilor pentru demnitarii cu aproape 50%. De la 1 iunie 2012, președintele Parlamentului urma să ridice lunar cu 4.200 de lei mai mult, premierul cu 3.400, miniștrii și viceministrii cu peste 3.000 de lei.